evenimentele live sunt la Da, este mamă a doi băieți, soție, licențiată în asistență socială, are și un master în sociologie, lucrează în presa de publicitate, este autoare și blogger. Antonia Bălan este și alături de mine. Bună și bine ai venit în studio Radio Links. V-am găsit pe toți, mulțumesc, Loredana, pentru invitație. Mă bucur mult pentru că ai venit astăzi să vorbim despre câteva lucruri destul de interesante. Aș vrea să încep cu blogul tău, care are un nume destul de interesant. La marginea căsniciei, un subiect ușor tabu, vorbeam noi și exact, puțin mai devreme, și totuși, de ce un astfel de blog? Am mai spus-o la un moment dat, uneori oamenii se găsesc în afara căsniciei sau în centru ei. Eu, în momentele în care am pus bazele acestui blog, de altfel și romanul pe care l-am publicat ulterior, mă aflam undeva la marginea căsniciei. Am stat destul de puțin până să aleg titlul blogului, el chiar mi-a venit, așa mă simțeam, efectiv la marginea căsniciei. Nu știam dacă să continuu căsnicia sau să ies din ea. Acum, cu siguranță, aș spune că am făcut pasul care trebuia, renunțând într-un final la divorț. La marginea căsniciei o să împlinească în curând un an. A fost o întoarcere a mea către mine. La fel ca și romanul, s-a dorit a fi un pansament al sufletului meu, devenind totuși ulterior, din mesajele pe care le primesc, și pansament al sufletelor altora. Un blog la capătul, la marginea căsniciei. Cum ai început? Blogul am început simplu, cu câteva articole. El se dorește, în cele din urmă, a fi nu neapărat un ghid, ci o exprimare a anumitor situații, conjuncturi, stări de fapt care pot exista într-o căsnicie și nu cum le-au rezolvat poate ceilalți din jur, ci în general raportarea mea la acestea și cum le-am rezolvat eu, dacă le-am rezolvat. Un mesaj pe care l-am primit a fost destul de interesant de la cineva pe Facebook, care mi-a spus că l-a descoperit aflându-se chiar la marginea căsniciei, deci atunci am constatat că nu eram singura, și că citindu-l și-a dat seama ce cale are de urmat. Cred că a fost unul dintre mesajele care a avut un puternic impact asupra mea, pentru că mi-am dat seama că prin ceea ce fac nu mi-am luat hotărârile doar eu, ci am ajutat și alte persoane să-și ia hotărârile. Este o întâlnire a unor suflete, practic. Bloggingul eu nu-l consider, și de altfel nici relația cititor-autor nu o consider neapărat o relație strict unidirecțională, se desfășoară bidirecțional prin aceste mesaje pe care le primești și îmi dau seama că lumea, sufletele, se raportează la ea în trăirile lor. Este lucru care m-a interesat cel mai mult, pentru că și eu de la cititorii mei primesc adevărate lecții de viață. Îmi sunt lecții de viață și gândesc foarte acut atât în ceea ce scriu, cât și romanele pe care preconizez să le scriu, inspirându-mă din realitatea înconjurătoare. Am înțeles că îi ajuți pe cei ce te citesc, dar dacă am înțeles bine, practic tu ai început acest blog și romanul despre care o să vorbim puțin mai târziu, l-ai început în momentul în care erai în pragul divorțului. Eu eram într-un impas, da. Nu știam dacă să ajung la divorț sau nu, nu știam dacă să mai dau o șansă căsniciei. Eram într-o stare de despărțire, de fapt, deși locuiam împreună în aceeași casă, aveam undeva, cred că la 21 de ani de căsnicie sau 20, da, 20, anul acesta împlinim 22, aveam doi copii mari. Asta vreau să știu, cum te-a ajutat blogul să renunți ulterior la divorț? Nu știu dacă neapărat ele m-au ajutat, a fost un cumul de stări. Introspecția pe care am făcut-o, scriind, punând pe hârtie, practic ordonându-mi gândurile, emoțiile, sentimentele, poate părea puțin ciudat, dar așa am gândit eu la momentele respective, m-a făcut să mă întorc către mine. În momentele în care m-am întors către mine, am început să mă cunosc. Și atunci mi-am dat seama poate unde am făcut greșelile, pentru că recunosc că am făcut multe greșeli în căsnicie. Și mi-am dorit să le exprim, să le înțeleg, să ajung la
din nou la sufletul soțului meu și reușind acest lucru, am zis că e bine să le exprim și să le arăt și celorlalți ce am putut eu să fac. Așadar, dacă ar fi să le dai un sfat celor care se află într-o astfel de situație, care ar fi acela? Sau un îndemn? În primul rând, întoarcerea către ei, să-și dea seama. Este, de altfel, din punctul meu de vedere, este și mesajul cărții. Cartea este clar un roman de dragoste, după titlul ei, Te iubesc, Filip. Cum ai ajuns să dai acest nume cărții? Cartea a început să o scrii în aceeași perioadă. Da, aproximativ în aceeași perioadă. Într-una dintre peregrinările mele cu mașina am ajuns la un moment dat într-o locație unde am văzut scris pe asfalt Te iubesc, Filip. M-am oprit, nu cred că am fost singura, de fapt nu, sunt convinsă că nu am fost singura care s-a oprit și am remarcat faptul că pe stânga era un cimitir, pe dreapta erau foarte mulți îndrăgostiți, mă rog, cupluri acolo. Și a fost o revelație, un declic, nu știu ce să spun că a fost, care m-a făcut să conștientizez în acele momente, dată fiind și situația în care eram, faptul că de la naștere la moarte, noi migrăm căutând efectiv în tot acest periplu al vieții noastre iubirea. Și mi-am dat atunci o șansă știind că, dincolo de toate problemele care existau, noi ne iubeam. Așa am ajuns la Te iubesc, Filip. Filip nu este soțul meu, nu este niciun personaj real, sau probabil că este un personaj real, pentru că cineva atunci când a scris pe jos Te iubesc, Filip, i s-a adresat unui anumit Filip. Chiar mi-ar plăcea să-l cunosc la un moment dat, dacă mă aude, mă vede pe undeva. I-am pus Te iubesc, Filip, pentru că practic acesta a fost declicul. Filip este, din punctul meu de vedere, iubirea. Acea iubire pe care o căutăm cu toții. Și aici nu mă refer la iubirea aceea care te ține vrân-nevrân legat într-o căsnicie, într-unele dintre căsnicile din societatea românească. Pentru că revin asupra faptului că romanul nu exprimă doar o poveste inspirată oarecum din realitate, din viața mamei mele, exprimă o realitate aceea existentă a unor taburi. Mariajul și faptul că noi în căsnicie nu ne mai înțelegem și nu ne spălăm niciodată rufele, nu apelăm la cei îndreptățiți să ne ajute. În terapie de cuplu, spre exemplu, da? La prieteni sau așa. Nu-l consider decât un tabu. Faptul că noi întotdeauna ne... chiar dacă avem probleme în căsnicie, ne prezentăm în fața celorlalți ca și cum n-am avea. Ei, și dacă avem, și dacă spunem că avem, și dacă recunoaștem, și dacă ne asumăm divorțul într-o armonie, spre exemplu, știu, sună antagonic, divorț, armonie. Ba da, se poate, noi ne-am dus de mână împreună la notariat și de acolo tot împreună am plecat de mână. Așadar, până la urma urmei, tu spui cumva, atunci când ajungi să divorțezi, înseamnă că e lucrul cel mai bun pe care puteai... mă refer din răul cel mai... Mea. În perspectiva mea, da, în momentul acela mi-am dat seama ce pot pierde, mi-am dat seama ce pot recupera și m-am considerat capabilă, bineînțeles împreună cu soțul meu, să reușim să facem acest lucru. Însă, sunt alte persoane care nu reușesc să facă asta și rămân... poate prinse într-o relație sau într-o căsnicie care nu le aduce nimic bun, ci doar consideră că trebuie să meargă în virtutea inerției. Este unul dintre aspectele tratate în roman. La un moment dat, puțin mai subtil, dar se înțelege. Dacă ar fi să te întreb care e motivația pentru care scrii, probabil că una dintre ele e tocmai de a-i ajuta pe ceilalți să fie până la urmă fericiți, împăcați cu ei înșiși, mai e ceva... Nu știu, fiecare, ca în asistență socială, sunt absolvent de asistență socială. Avem un lucru trebuie, în comun, da, cel puțin. Fiecare ar trebui să se ajute singur, dar poate nu vede, poate citind un rând, îl fac să... Asta mă și consider un autor de rânduri menite să creeze introspecții. Poate se întoarce către el și spune, uite și mie mi s-a întâmplat lucrul respectiv, sau uite și eu am trecut prin situația respectivă, nu sunt doar eu singurul. Hai să vedem celălalt cum a reușit să depășească. Mie mi-au ajutat
lucrurile respective, pentru că la un moment dat eu m-am simțit extrem de singură și chiar am experimentat niște stări pe care nu știu dacă aș mai fi capabilă să le trec vreodată. M-aș îndrepta acum puțin spre viața ta, viața ta de autor, pe de altă parte mai lucrezi și în publicitate. Cum arată o zi din viața Antoniei Bălan? E o zi, cred că se regăsește în zilele tuturor, se derulează între am face cafeaua dimineața și a pleca către job și am întoarce, evident, seara, însă cred că ce este mai important este faptul că am învățat și mi-am învățat și familia, băieții și soțul, să ne spunem ceea ce simțim atunci când simțim și cum simțim, ne lăsând să treacă timp între noi. Este o relație pe care eu n-am avut-o cu părinții mei și am considerat că trebuie să o fac și să o am cu copiii mei. Deci nu există zi în care să nu ne declarăm iubirea unii față de ceilalți, în care să nu ne ascultăm, mai ales în ceea ce mă privește pe mine și pe soțul meu, unul pe celălalt. Chiar dacă suntem la serviciu, comunicăm prin mesaje, nu uităm niciodată să ne îmbrățișăm. De altfel, aproape toate scrierile mele de pe blog se termină cu îmbrățișări. Consider că îmbrățișarea este un element extrem de important care unește oamenii, dincolo de cuvinte. E o zi perfect normală, nu am vicii, nu fumez, nu beau. Asta așa, ca o delectare, am renunțat de mult. Singurul viciu pe care l-am este cafeaua și dacă aș putea să-l numesc așa, dependența de scris. Apropo de asta, asta voiam să te întreb, dacă mi-amintesc bine, la o lansare de carte, domnul Petre Angel spunea că problema unui autor, unui scriitor, nu e aceea de a scrie, ci aceea dacă poate să stea fără scris. Tu ce crezi? Am perioade și perioade. Perioade în care scriu, poate trece o săptămână fără să scriu un rând dedicat, da? Un articol pe blog sau un rând din cărțile următoare. Însă nu cred, fără scris Nu vezi. Nu, pentru că eu exact am spus într-un interviu, cred că m-am născut scriind, citind și scriind. Nu știu de ce am sentimentul ăsta. Eu oricum scriu și citesc la vârsta de 5 ani. A făcut parte din mine faptul că uneori l-am lăsat puțin deoparte, nu înseamnă că am uitat de el. Iar încă un lucru bun în starea de fapt care a fost între mine și soțul meu, pentru că practic m-am reîntors către prima mea dragoste, care era scrisul, da? Da, chiar dacă nu scriu, eu scriu un gând. Deci am poezii pe care mi le scriu un gând, la volan. Când am puțin timp liber, îmi exersez memoria compunând, scriind. Da. Chiar dacă după aceea nu se materializează, mi le-am scris în cap în momentul respectiv. Ceea ce nu e deloc... Nu știu dacă toată lumea procedează așa, poate sunt... Soțul meu cu siguranță nu. Ne întoarcem imediat după o foarte scurtă pauză publicitară, când o să te mai întreb ce planuri mai ai și ce colaborări ai început de curând. Asta imediat. Soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Da, ne-am întors aici în studioul Radio Links. Alături de mine se află Antonia Bălan, autoare, Te iubesc, Filip, dar și blogger la marginea căsniciei. Am vorbit despre blog, am vorbit puțin despre carte. Spune, când ai scris cartea, când s-a lansat și unde pot să o găsească cei interesați? Cartea am scris-o, cred că în urmă cu un an și un pic. Am scris-o relativ foarte repede. S-a lansat la Centrul Cultural Jean Louis Calderon, al sectorului 2, al primăriei sectorului 2, în decembrie. Se găsește pe piață din ianuarie anul acesta. O puteți găsi prin comandă la editură,
editura ePublishers prin proiectul Literatura, care au investit în mine, le mulțumesc pe această cale. Prin mail dau mailul și telefonul, le pot, da? info@ePublishers.info 0722 156 408, în librările online și dacă doriți să o cumpărați, să o achiziționați pe loc, în librăria Mihai Eminescu. Sunt foarte curioasă, dacă pun să-mi rezumi puțin povestea cărții, nu în multe cuvinte, ci din potrivă în puține cuvinte, cum ar suna? Povestea cărții. Mesajul, din punctul meu de vedere, am să-l dau după ce, dacă îmi permiți, aș vrea să citesc măcar unul dintre mesajele pe care mi le-au trimis cititorii. Doamna Beatrice Ștefănescu, aveți un stil fermecător prin care reușiți să înfățișați tabloul unor destine în prag de schimbare. În cartea dumneavoastră, personajele se luptă cu propriul destin acceptat sau nu, dar o fac cu pasiune și cu puteri uneori nelimitate. Însă dumneavoastră lăsați fiecăruia curajul de a-și afirma personalitatea și de a-și îndeplini destinul. Cartea dumneavoastră recrează cu multă eleganță feminină destine în care se regăsesc parțial sau total mulți dintre cititorii noastre. Ați realizat o proză concisă cu un vocabular excelent. Aș fi dorit mai mult, mult mai mult din poveste. Stați pe aproape că urmează. Dana Alistar, am plâns, din prea plinul inimii, dintr-un dor neștiut, din toate adunate la un loc. Mi-am identificat trăirile cu cele ale Calinei și am suferit alături de Doru, căci asta este ceea ce căutăm o viață, iubirea adevărată care transcende dincolo de moarte, sufletul perechi alături de care să ne simțim împliniți fericiți. Ce poate fi mai frumos decât atât? Și autoarea a zugrăvit foarte bine, cu sensibilitate și dedicare, simțirile personajelor într-o poveste ce m-a ținut cu sufletul la gură de la prima până la ultima pagină. M-am bucurat de hotărârea acestora de a trece peste toate prejudecățile acestei lumi, că dincolo de datoria față de familie și societate a ales să-și trăiască povestea de iubire. Dar câți dintre noi avem curajul să facem asta? Cristina Popescu, recunosc că n-am mai citit de multă vreme un roman de dragoste și că acesta s-a absorbit foarte ușor în sufletul meu, așa cum cred că s-ar absorbi în sufletele tuturor celor care au iubit sau iubesc cu adevărat. Este o carte după care s-ar putea turna unul dintre cele mai frumoase filme de dragoste. Este plină de sensibilitate, de adevăruri, de întrebări care te cutremură și te fac să te gândești cum te raportezi chiar tu, cititorule, la iubire. Este o carte la care plângi cu toată ființa ta, căci personajele nu trec oricum prin viață, ci la cote înalte de trăirea sentimentelor. Citind romanul, te regăsești în iubire, în suferință sau în indiferență. Ar trebui să mai adaug ceva? Nu, aș vrea să, cred că e mai mult decât suficient, aș vrea să vorbim puțin acum despre o nouă colaborare cu cei de la revista Orizonturi Literare, o revistă din inimă pentru tinerii talentați și nu numai. Face acolo, realizezi acolo, urmează să realizezi o rubrică Copii versus părinți. Despre ce e vorba, mai exact? Despre aducerea în primul plan a divergențelor, dar și a rezolvărilor incidentelor între copii și părinți. Băieții mei sunt mari, cel mare va împlini 21 de ani, cel mic 17 ani, motiv pentru care cred că sunt îndreptățită, din punctul meu de vedere, să prezint o... să scriu într-o rubrică de genul, să o manageriez, însă cred că pe parcurs voi apela evident și la cititorii care vor trimite scrisori, eventual, sau încă nu am definit chiar foarte clar care va fi parcursul ei. Rămâne să vorbesc cu fondatorul revistei, cel care mi-a făcut de altfel și propunerea, Viorel Dragomir. Îl salutăm și noi. Salutăm, da, ne urmărește. Și pe care de altfel l-am cunoscut în competiția Superblog. Da, ai participat și la Superblog. Da. Pe scurt, cum a fost pentru tine? A fost o provocare, a fost o exersare a PNL-ului. Dacă ar fi să mă întrebe cineva acum, aș spune că poate, dacă ar fi să rescriu romanul, l-aș rescrie la ora aceasta în altă formă, însă am preferat să-l las așa pentru că reprezintă o perioadă din trecut. Și exersarea aceasta a PNL-ului după scrierea romanului a fost făcută în cadrul Superblog. A fost o provocare, a fost o alertă maximă, au fost ore în care, pe care le-am dedicat scrisului și scrisului sub altă formă, fiindcă nu scrisesem niciodată articole de genul, dar s-a mulat perfect publicitatea de la serviciu și cu sensibilitate, sentimente, romantism de la marginea căsniciei, s-au îmbinat și au dat locul 2 în Superblog. Da, mă bucur pentru asta. Pe când următorul roman? Am mai multe în cap. Unul este în lucru.
De altfel, am început de anul trecut, se numește Și ne-am iubit în India. Una dintre pasiunile mele este India, n-am ajuns niciodată acolo, am sentimentul că cunosc India dintotdeauna. Este o paralelă făcută între căsnicile și iubirea societății românești și căsnicile și iubirea, dacă există sau nu, în acele căsnicii în India. Am de altfel și un prieten indian care va furniza documentația necesară. Ajută-mă puțin să vizualizez cum arată căsnicia din România și cum arată căsnicia din India. Pe scurt. Căsnicia din India, din ce știu eu și n-aș vrea să greșesc foarte mult, în căsnicile din India căsnicile din India sunt de foarte multe ori aranjate. Și e normal să te întrebi cum rezistă, pentru că ele rezistă. Rezistă fiindcă ei fac apel la tot ceea ce înseamnă prieteni apropiați, neam și alte autorități pentru a-și reglementa situațiile pe care le au, situația respectivă. În România, dacă la noi căsnicia nu merge, nu știu câte eforturi se fac în cadrul fiecărui cuplu, pentru că nu am reușit să monitorizez, dai seama, dar știu în al meu că în ultimii ani nu făcuserăm aproape deloc niciun pas unul către celălalt și am fost pe punctul de a ne pierde sau poate chiar ne-am pierdut la un moment dat. Însă uite, scrisul, terapia da, scrisul, pentru exact. Suflet, dacă fost putem să-i spunem așa. A fost terapia meu și terapia căsniciei mele și îmi doresc ca dincolo de toate scrierile mele și în toate scrierile mele, de altfel, cititorii și toți cei care le parcurg să regăsească o părticică a sufletului meu. Antonia, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai trecut prin studioul nostru să ne împărtășești așa cu sufletul deschis din experiența ta. Nu e ușor, dar mă gândesc că pentru oamenii care se află într-o astfel de situație sau cine știe, e un punct de inspirație. Îți mulțumesc foarte mult! Evenimentele live sunt la Radio Olimpia.